Mâine se împlinesc 174 de ani de la înființarea în România primei baterii de artilerie, un moment important în istoria militară. Determinarea precisă a traiectorilor proiectilelor de artilerie s-a constituit într-o ramură aparte încă de pe timpul folosirii în războaia catapultelor și s-a dezvoltat continuu în perioada contemporană, ajungând la nivelul sistemelor moderne de artilerie și rachete de astăzi de care Armata României dispune. Data nu a fost trecută cu vederea de militarii maramureșeni, mai ales că în Baia Mareș desfășoară activitatea un batalion de artilerie antitank. Astăzi a fost organizat un simpozion în cadrul căruia s-a vorbit despre importanța artileriei și s-au amintit momentele importante în care ostașii au fost parte. Cu prilejul zilei artileriei, aș dori să transmit un mesaj către toți cei care lucrează și au lucrat în această armă, să le transmit multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, putere de muncă și un sincer și călduros la mulți ani. Mâine la sediul Batalionului 612 Artillerii Antitanc din Baia Mare va fi ziua porților deschise. Sunt invitați să participe toți cei care doresc să afle mai multe despre tehnica actuală de care dispun militarii și cum își desfășoară activitatea de zi cu zi.